3, 2, 1. Sunt secundele în care avem cele mai mari emoții, pentru că intrăm în direct. Bună seara și bine v-am găsit la Încerc, emisiunea în care discutăm cu tineri activi, implicați, deosebiți prin ceea ce fac și încercăm să-i cunoaștem dincolo de statut, funcție și aparențe. Dacă și voi cunoașteți astfel de tineri, vă rugăm să ne lăsați numele lor în comentarii. Dar pentru aceasta, vă îndemnăm să intrați pe pagina de Facebook ziuadeazi.md, să ne dați un like și să ne fiți aproape întreaga emisiune. Sunt Ludmila Noni și astăzi vom face cunoștință cu o tânără care a nebunit toți copiii, dar și pe părinții lor. O tânără care ne-a arătat că se poate, se poate și altfel. Ne-a demonstrat că învățarea poate fi chiar foarte plăcută, distractivă, interesantă, dorită și așteptată. Ce face și cum o face vom afla chiar de la ea. Bună seara, Mariana, și îți mulțumim că ai găsit timp și pentru cei maturi. Bună seara, Ludmila, bună seara tuturor! Mariana, noi două ne cunoaștem cam din 2006, de când lucram într-un proiect. De atunci nu ne-am mai văzut, n-am mai vorbit. Ajută-mă să te prezint. Spune-ne ceva despre tine. Da, cred că te cunosc de când eram la facultate, la HDL. Exact. După ce am finisat universitatea, am mers în state, am locuit acolo 3 ani. Am învățat la universitate în state și totuși am decis să mă întorc în Moldova. De ce? Ce te-a adus acasă? N-ai să mă crezi, toți studenții mei mă întreabă același lucru, adică de ce ați venit înapoi la Moldova? În primul rând, familia. Nu știu dacă cunoști faptul, noi suntem 5 surori și un frate și surorile mele sunt cele mai bune prietene pentru mine. Ele niciodată n-au părăsit Moldova pe termen lung, adică merg în călătorii, dar toată familia mea sunt acasă și eu am vrut foarte mult să fiu lângă familie. Și mi-am dat seama că în state nu pot să fac ceea ce eu iubesc foarte mult. Să predau engleză. Adică ar fi straniu. Dar te-ai întors în țară la Cahul sau la Chișinău? Nu, am mers la Chișinău. Deci am activat ca și profesor la ILTC,
Leading School în Chișinău, unde și am crescut ca și profesor. Ei m-au format ca și profesor foarte bun. După aceea am revenit peste 10 ani înapoi în Cahul. De ce ai venit la Cahul? Pentru că foarte mult mi-am dorit să deschid o școală de limbă engleză, de limbi străine în general, iar pentru început am început cu limba engleză. Am început la rădăcini, adică am vrut să deschid o școală acolo unde am crescut eu. Mi-am dat seama că în Chișinău sunt foarte multe școli și școli bune, iar nu mulți vor să investească să vină înapoi în Cahul, deoarece este un oraș mai micuț, este mai greu să ridici o școală mai mare. Și atunci am spus, vreau la Cahul, pentru că și noi avem un frate. El a rămas în școală, la Cahul, și noi tot am vrut să-l dăm și noi la engleză, la robotică, la programare, da? Și mi-a fost mai greu să aleg o școală. Și atunci am spus, poate sunt și alți părinți în situația noastră. Și am vrut, anume, în Cahul să dăm o încercare. Ți-a reușit? Sigur. A fost o surpriză foarte mare anul trecut. Sigur că am venit cu îndoieli. Adică a fost un teritoriu care l-am încercat, deși este orașul meu de Baștină, da? Dar nu știam la ce să mă aștept. Adică a fost, nu un risc. Nici este ceva ce fac, indiferent că îmi reușea sau nu, eu oricum rămâneam cu bucuria că am încercat. Am făcut ceva pentru copiii din Cahul. Ei oricum erau să se bucure, pentru că eu sunt o persoană care lucrez cu dragoste și cu pasiune și nu au cum să nu se bucure. Și după asta, dacă și nu reușea la Cahul, atunci poate reîncercam încă o dată la Chișinău. Dar din moment ce Cahul ne-a primit cu brațele deschise, cred că nu vreau să mă mai întorc la Chișinău. Din câte înțeleg, e vorba de o școală pentru copii. Exact. Este o academie a copiilor. Așa. Deci, dragostea sau pasiunea față de engleză s-a pornit încă din facultate, da? Dar de unde e dragostea față de copii? Poate că eu am avut frați și surori mai mici, da? Ascultători. Și noi întotdeauna ne jucam împreună. Mama mea este educatoare, apropo. Mama mea este educatoare, a iubit întotdeauna bebelușii, a iubit întotdeauna copiii, deci acum în iunie a ieșit la pensie și nu își imaginează cum să trăiască fără grădiniță. Ea și acum spune, grupa mea vorbește întotdeauna despre copiii ei. Cred că de aici mi-a venit și dragostea pentru copii. Sincer, când am început să lucrez la ILTC, International Center in Chișinău, am început cu adulții. Îmi place foarte mult să predau engleza la adulți. Am primit o experiență neobișnuită. Am predat la avocați, medici, adică de toate domeniile, adulți. Și ei cum înveți engleză? Prin comunicare. Ei comunică, ei vorbesc din experiența lor. Și am aflat atât de multe lucruri de la adulți, cred că de nicăieri nu puteam să le aflu. Și totuși ai ales o școală pentru copii. Exact. E mai greu cu copiii sau cu maturii? Este ca și timp și energie, este mai greu cu copiii. Deci eu când intru într-o grupă de adulți, eu mă relaxez, acolo adulții sunt deja motivați, nu trebuie să-i motivezi, adulții deja știu ce vor, ei știu pentru ce vin la engleză, copiii trebuie să-i motivezi, adică trebuie să le câștigi încrederea, copilul nu îl amăgește, adică copilul nu se lasă mințit, el simte profesorul, simte energia, simte cum tu vii la lecție. Ceea ce primești la sfârșit, să știți că darul mai mare este de la copii. Deci te consumă, exact. Dar și se încarcă la bateriile. La sfârșit de an, ei nu simt asta. Dar când la sfârșitul anului, pentru că noi completăm grupele în tot timpul anului, nu doar în septembrie, pe tot parcursul anului noi completăm grupele. Hai să dezvoltăm ce înseamnă Academia asta pentru copii. Ce faceți exact acolo? Deci, noi, la început, ideea a fost de o școală de limbă engleză, da? Și pe parcurs, dacă găsim profesori care, într-adevăr, vor să predea altă limbă, franceză, germană, atunci eram ok ca să deschidem și grupe cu predarea altor limbi. Însă, noi avem niște prieteni foarte buni peste Prut, în România, care sunt ingineri și
profesioniști în electronică, robotică, programare, foarte buni. Și mi-au propus, Mariana, noi venim la tabăra ta de vară și le facem copiilor niște cursuri de robotică, dacă ne permiți. Și am spus, cum dacă vă permit? Vă invit! Deci ai început cu o tabără de vară. Exact. Da. Am vrut să fie mai mult specific axat pe engleză. Dar pentru că am avut prieteni buni care au vrut să se implice, au venit de peste Prut cu tot, nu știu, echipamentul lor, cu roboții lor. Le-a făcut la copii niște lecții. Domn profesor este deja, cred că are 50, nu știu, nu pot să vă spun, dar avea cam așa udă în spate, sincer vă spun. Am planificat 3 ore de robotică și programare pentru copii, nu l-au lăsat până la 4 seara. Am fost doar la masă, dar au venit înapoi și au continuat până n-au terminat jocul, nu l-au lăsat. Dar aceste ore se petrec tot în engleză? Sau? Nu, în limba română. Adică, sigur, dacă noi avem vorbitori de limbă rusă, noi traducem pentru ei, dar și copiii sunt foarte prietenoși. De când am început tabăra, nu a fost situații, n-am avut situații când un copil de limbă rusă se simte, nu știu, copiii atât de sunt prietenoși, ei traduc, ei prin semne se înțeleg. Noi am avut chiar un copil din Italia care știa doar italiană, nu știa nici română, nici rusă și s-a simțit de minune la tabăra la noi. Pentru că copiii, ei găsesc o limbă comună și întotdeauna știu cum să comunice între ei. După tabăra de vară, care am înțeles că a fost foarte interesantă, spui că pe lângă ore de engleză, în cadrul taberei, exact, da? Ați avut și robotică, așa ați avut și alte cursuri de dezvoltare a copiilor. Exact. Da? Tabăra are un specific, adică fiecare tabără, în fiecare an, avem aceeași structură. Limba engleză, avem un curs, anul trecut am avut curs de comunicare, anul ăsta avem curs de leadership. Copiii au un curs de educație financiară pentru copii. Apropo, unde noi învățăm cum să economisească bani, pentru că asta este specific fiecarei familii, noi învățăm cum să ducă tratative, cum să negocieze, cum să se comporte cu banii. Noi avem niște bani fictivi în afara taberei, dar cu care au valoare pe teritoriul taberei. Adică la sfârșitul zilei, copiii primesc salariu care noi nu răspundem de banii lor. Sunt niște bani care se numesc Sunny Money, da? Iar ei le spun Snowy Money. Au spus că ei zăpada o iubesc mai mult decât soarele. Și ei colectează banii aceștia până la sfârșitul taberei și în ultima zi de tabără noi deschidem magazinul Kids Academy, unde ei pot să cumpere cu banii aceștia lucruri reale, adică lucruri chiar jucării. Noi deschidem magazinul Kids Academy și le organizăm un aucțion. Adică ei trebuie să știe valoarea fiecărui obiect, nu doar să se uite la ambalaj, să cântărească foarte bine, să negocieze cu ceilalți, să nu intre așa în entuziasmul ăsta, doar să dea mai mult ca să dea mai mult ca și vecinul, dar să știe pentru ce plătește. Și toată tabăra ei trebuie să aibă grijă de banii lor. Adică exact ca și banii reali, banii se pot pierde, ei pot să-i uite acasă, poate să uite să-și ia salariul de peste zi și nimeni nu duce răspunderi de banii lor decât însăși copiii. Hai că un curs de ăsta e necesar și pentru noi maturi. Curios ce aici faci, dar spune, te rog, cum ai fost tu primită în Cahul cu această idee de a deschide o școală? Cine te-a încurajat? Cine te-a susținut? Cum a fost la început? A fost greu? Da, ideea să deschid o școală cred că a venit cam vreo 3-4 ani în urmă. Mă simțeam deja aptă, profesional, să deschid o școală. Ceea ce într-adevăr m-a ținut în spate a fost lucru administrativ. Nu sunt un business lady, nu sunt om de afaceri, nu știam domeniul legitim, nu știam cum să deschid o afacere și apropo, cursurile de la perspectiva m-au ajutat foarte mult, dar cursul pentru antreprenori, tineri antreprenori,
pentru că nu avem o instituție, sau cel puțin poate eu nu cunosc o instituție care să merg și să-mi spună, uite, Mariana, trebuie să faci asta, asta, asta și fii atent că dacă faci așa, încalci legea, dacă faci așa, sigur, este legea care trebuie să te pui să o citești și nu spun că, dar atunci când mergi la un curs, te ajută mai mult. Adică oamenii știu mai bine unde poți să calci și nu cum trebuie, iar eu sunt o persoană care conștiința lucrează foarte bine și dacă nu fac ceva cum trebuie, seara nu prea dorm. Așa că eu chiar mergeam și am fost la toate instituțiile, m-am asigurat că ceea ce fac, fac bine. Că legal este ok, că siguranța copiilor e ok. După 10 ani ai revenit la Cahul, ai mai găsit prieteni, oameni cu care să discuți subiectul ăsta și să spună, da, Mariana, fă asta. Sau oameni care cât de cât ai cunoscut, îi respecti, ți-au fost dragi și ai crezut în ei. Înainte să vin la Cahul, deci după ce m-am decis că vreau să vin la Cahul, m-am gândit pe ce mi-o cunosc la Cahul. 10 ani nu este atât de puțin. 10 ani este o perioadă lungă și mi-am dat seama că foarte mulți din prietenii mei, colegii de facultate și așa mai departe, sunt plecați peste hotare. Atunci am făcut, nu știu, din ceea ce are și, și Facebook-ul un rol, adică noi ne vedem pe Facebook și îmi dau seama că, uite, persoana asta mai activează în Cahul. Cine sunt oamenii ăștia care te-au încurajat? Eu, când am venit în Cahul, am mers în primul rând cu o vizită la domn primar, domnul Dande, și îl cunoșteam încă din facultate și am vrut să facem pentru copii de 1 iunie o surpriză în Parcul Central. Și am primit o poieniță noastră. Apropo, și anul acesta am fost în aceeași poieniță. Deci domnul primar iarăși ne-a încurajat. El întotdeauna îmbrățișează business-ul și tinerii în oraș. Am mers la doamna Silvia Strălciuc. Am fost un voluntar activ în timpul anilor de studenție. Iarăși am primit încurajări. A spus, Mariana, nu te teme, orașul Cahul este un oraș unde poți să faci un lucru bun. Adică cahulenii te vor primi cu brațele deschise. Am mers la domnul Daniel Ceac. Iarăși ne cunoșteam, am făcut cursul de actorie pe timpuri. Iarăși am primit un braț de încurajări și așa mai departe de la toate persoanele pe care le cunoșteam în oraș. Nu multe. Dar așa de valoare. Da, poțele nu merg pe degete, cum spunem noi românii, dar, într-adevăr, persoane care au rămas și persoane de valoare. Deci, ai primit susținerea că ceea ce vrei să faci e bine. Povestește-ne după ce a urmat după tabăra, prima tabără de vară. Ai dat start cursurilor de engleză. Au venit copii, n-au venit. Ce a fost? Bine. A fost ceva, m-am gândit că dacă încep cursurile din septembrie, nu mulți oameni știu cine este Mariana Pascal, nici acum nu mulți știu. Să știți că mulți știu ce este Kids Academy. Toți cunosc Kids Academy și mai recent am înțeles că avem și o abreviere. Noi mergem la Kids. Tu te duci la Kids. Dar la Kids ai să fii și eu să fiu la tabăr la Kids. Deci am primit o abreviatură, pare să primim o abreviatură frumoasă. Că de fapt noi pentru copii și lucrăm, da. Deci mi-am dat seama că dacă încep în septembrie, chiar dacă este un oraș nu atât de mare ca Hul, nu e atât de ușor să te faci cunoscut. Și am spus că vreau să deschid, nu știu, activitatea noastră în Cahul cu ceva foarte distractiv pentru copii. Că atunci când copilul vine la noi, să vrea să rămână. Asta este scopul nostru. Copilului să-i placă, să meargă acasă, să spună, mami, eu vreau să merg la Kids Academy. Și credeți-mă că dacă eu aș avea un copil și a venit la mine și spune, mami, eu vreau să merg la engleză, părintele acela îi se moaie inima. Da. Și felul în care o faceți voi, deci voi ați depășit, nu știu, formatul ăsta tradițional, bancă, scaun, caiet, pix. Voi o faceți altfel. De unde ai preluat metoda asta de predare și de învățare limbii engleze? După ce am plecat din Moldova, am mers la Tracy College în Ohio. Nu mi-a plăcut matematica în școală.
Dar acolo, în primul an, te pune să înveți matematică, da? Și să știi că clasele, atmosfera, m-a făcut să iubesc matematica. În clasa de matematică, toți pereții erau de tablă unde puteam să scriem. Și noi ne învârteam așa, profesorul începea de aici și noi ne învârteam cum el spunea până în partea cealaltă și el termina lecția aici și nu ștergea nimic, absolut nimic. În orice moment puteai să te întorci înapoi, era o lume a matematicii. Și atât de mult am iubit matematica. La psihologie, în Moldova, eu am primit conspecte. Adică mi-a plăcut psihologia și acum îmi place. Este un hobby al meu. Dar acolo întotdeauna aveam ceva practic. Ni se dădea un studiu de caz pe fapte reale și ne punea să-l rezolvăm noi. Și după aceea ne dădea cum profesioniștii au rezolvat, de fapt, cazul. Dar și noi comparam. Păi nu vreau să plec de acolo. Și mi-am dat seama că teoria e bună, chiar e bună, dar nu se întrece cu practica. Și nu spun că școala, ceea ce face, nu face bine. Ei fac un lucru foarte bun. Dar să aduci copiii după școală la o altă școală nu este corect. Da? Copilul tot are nevoie să se odihnească puțin. De aceea noi am schimbat absolut tot. Copiii nu au bănci. Copiii au niște scaune cu măsuțe rabatabile, care se dau foarte ușor jos. Dacă priviți pozele noastre de pe Facebook, puteți să vedeți în ce anturaj se ocupă copiii la noi. Ei au covoraș, noi avem metoda covorașului. Copilul întotdeauna este comod, sară de pe scaunel pe covoraș și înapoi. Ei au manuale. Au manuale care sunt numărul 1 în toată lumea. Deci edituri Oxford, Cambridge, Macmillan. Foarte bune, dar cu toate acestea, noi nu folosim manualul mai mult de 10% din lecție. 10%, asta este mult. Dacă noi folosim 5 minute din o oră manualul, asta este deja mult. Manualul pentru ei servește ca ei să aibă tot materialul undeva, să nu-l caute prin foi. Copilul merge acasă pentru că și ei au testări acum, da? La fiecare mijloc de sesiune au testare scrisă, iar la sfârșitul sesiunii au testare scrisă și testare orală, unde copilul are un interviu cu profesorul și răspunde la întrebări. Da? Și atunci, înainte de testări, ei nu caută materiale peste tot, ei au manualul în față și poate să recapituleze încă o dată manualul. Până da. La urmă, înțeleg că orice obiect poate să înceapă să-ți placă dacă e predat un pic altfel. Exact. Trebuie să ajungă undeva la sfletel întâi și pe urmă. Uite, Mariana, hai să salutăm pe cei care ne urmăresc. Sunt mulți care ne urmăresc. Avem și întrebări pentru tine, Iana Covaci, Ana Nedelcu. Da, cunosc persoanele. Așa, Tatiana Pascal, bănesc că e sora ta. Da. Da. Olesia Vulpe, vrea și ea la tabără. Uite, și eu vreau la tabără, poate. Organizăm tabăr pentru adulți? Așa, Rasina Bălănel. Și avem și o întrebare. Care sunt provocările activității tale? Să știi că nu e atât de ușor să găsești persoane cu o engleză fluentă în oraș. Deci, să înțeleg că la Academia ta... Da, a noastră. A noastră. Că e a copiilor. Deci, nu ții ore doar tu? Nu. Deci noi avem colegi. Avem profesorul de robotică și programare, domnul Maxim Ghețivu, și avem și profesori de engleză. Apropo, din septembrie urmează să mai angajăm încă 2 profesori de engleză, pentru că doritori avem foarte mulți și profesorii sunt antrenați. Noi întotdeauna antrenăm, ei au cursuri unde sunt antrenați. Noi ducem cursurile, adică ceea ce facem noi diferit de orice se întâmplă în oraș, nu de școală. Tot voi îi pregătiți. Eu personal duc trainingurile pentru că eu am niște valori și valorile acestea vreau să le transmit și profesorilor noștri. Ceea ce noi facem diferit nu doar de școală, dar de orice tip de activitate din oraș este că noi predăm 100% engleză fără traducere. Copilul vine la noi începem cu 4 anișori. Dar cam câți copii au trecut deja prin Academie? Bine, pe sesiune, noi avem în jur de 50 de copii în timpul anului școlar. Urmează să, la câți doritori noi avem și din septembrie urmează să dublăm numărul.
Ceea ce s-a întâmplat și la școala de vară. Anul trecut am avut 50 de copii, anul acesta avem 100 de copii. Da? Deci îmi dau seama că în oraș se aude de Kids Academy și noi nu facem mare reclamă decât pagina noastră de Facebook, care oricine duce are o pagină de Facebook. Dar recomandările noastre merg de la părinte la părinte, de la copil la copil. Și cea mai bună recomandare este și a părinților. Părinților, recomandarea părinților tot este valoroasă, dar când un copil recomandă alt copil, să știți că sunt copiii care au adus la academie alți copii. Exact. Avem un copilaș care din grupa lui, de la grăniță, a adus alți 5 copii. Avem o fetiță de la Matievici care a adus alți 4 copii de la ea din clasă. Temerile că nu veți avea copii, gata, s-au spulberat. Provocările au rămas la nivelul profesorilor, da? Da. Să-i găsiți, să-i instruiți, să știi ca să puteți să vă extindeți. Nu am avut temeri că nu am să am copii. Sunt o persoană care eu fac atât cu pasiune lucrul ce îl fac. Eu pus am 2 copii în față. Da, timpul meu este cel mai prețios lucru care eu îl am. Și ce înseamnă, ia că aici spune, ce înseamnă pentru tine lucrul tău cu copiii? Eu întotdeauna am spus că profesia mea, să predau engleză, nu este profesie, este hobby. Uh-huh. Să predau engleză este hobby meu, eu pot să predau non-stop, dacă corpul meu fizic n-aș obosi, eu pot să predau non-stop și eu emoțional nu obosesc. Eu seara sunt aptă emoțional de încă câteva ore și îmi dau seama că corpul meu deja spune, Mariana, e timpul să mergi acasă. Eu pot să stau cu copiii non-stop, îmi plac copiii, copilurilor le place de mine, da. Ceea ce îmi dă puteri. Și atunci, uneori sunt epuizată, într-adevăr este un lucru care dacă nu-mi plăcea ceea ce fac, cred că renunțam de mult. Adică este un lucru enorm ceea ce fac. Și atunci când noi la sfârșitul anului școlar am avut feedback, adică de la părinți, am dat niște fișe unde părinții am întrebat noi ce putem să schimbăm, cum putem să facilităm procesul de învățământ. Și când 100%, Ludmila, nu 99%, 100% au spus ce faceți, faceți bine, crede-mă, eu sunt gata să predau încă 10 ani în Cahul. Și te rugăm să faci asta. Și să te gândești și la cursuri pentru maturi. Vrem am încercat. Am avut un proiect pilot acum în mai. Nu, în aprilie. În aprilie. Pentru o lună am avut 6 sau 7 adulți. Și n-am planificat. Dar au venit părinții la copii și au spus, Mariana, te rog frumos să deschizi grupă pentru adulți. Și apropo, deci am deschis, anul trecut am avut o grupă la tabără. Anul acesta am deschis și juniori. Acum avem seniori și juniori. La tabără noi avem copii de la 5 anișori, ceea ce iarăși nu am planificat. Părinții au venit și au spus, Mariana, te rog, deschide grupă pentru copiii noștri. Și atunci când cineva mă roagă, nu pot să nu fac asta pentru copii și vin proiecte, adică se deschid niște uși care eu n-am planificat să le deschid, dar pentru că oamenii vor. Și așa cum, apropo, cum domn profesor de robotică din București a spus, când îți spuneam că stătea cu cămașa udă în spate, i-am spus, domn profesor, sunteți obosit? Haideți să finisăm. A spus, Mariana, eu pentru așa copii eu non-stop predau. Și mi-am dat seama că eu sunt în stare să predau non-stop când vezi că copilul vrea să învețe. Deci, părerea ta, cum crezi tu, ce înseamnă munca ta pentru societatea noastră, pentru oraș? N-am reușit să mă gândesc la asta. N-am reușit să mă gândesc la asta, dar am venit în oraș și mi-am dat seama că fiecare își face lucrul lui, îl face bine, dar fiecare îl face în ograda lui. Foarte mult îmi doresc o colaborare. Îmi doresc o colaborare între centrele care predau engleză, să facem niște victorine, niște împreună, să facem niște quiz, să ne întâlnim cumva, să avem niște activități, evenimente, să le organizăm împreună pentru oraș. Eu am venit chiar din prima vară, adică de vara trecută, cum am început? Am început să colaborez cu direcția de învățământ, cu primăria, cu agenții economici, cu celelalte centre care
au alte activități pentru copii. Eu iubesc comunicarea, adică și n-am avut timp, dar chiar planific să am o colaborare cu toate centrele. Nu, sincer, știu că nu este obiectiv ceea ce am făcut, dar n-am studiat piața atât de bine când am venit în oraș, pentru că eram sigură că ceea ce fac, fac bine și n-am avut nevoie. Adică nu știu... Și o să faci și mai bine, Mariana. Majoritatea celor care ne urmăresc vor și ei cursuri pentru maturi, vor robotică, chiar te roagă să extinzi activitatea pentru adulți. Deci ai de lucru la cahul. Da, din septembrie, apropo, planificăm să deschidem grupuri de adulți. Știu că este o Academie a Copiilor. Acum, dacă oamenii vor, noi deschidem și pentru adulți, doar că, într-adevăr, părinții ne roagă și, desigur, foarte mult din motiv ce iubesc mult să lucrez și cu adulții, chiar planific în timp să lucrăm cu diferite companii, adică să mergem, pentru că îmi dau seama că mulți oameni nu merg la seminare, training-uri internaționale, pentru că nu cunosc engleza. Sunt oferte, își doresc lucrul. Uite, aici chiar vreau să te întreb direct. Uite, noi facem engleză începând cu clasa a doua, 12-a BAC, facultate. Spune, nu se lipește engleza asta de noi sau nu învățăm noi corect? De ce după atâția ani nu o posedăm sau încă avem temerea să vorbim? Ce nu-i în regulă? Ceva la mijloc nu merge. Ce anume? Să știi că după ce am învățat în state, am venit la International Center în Chișinău, la LTC, și ei m-au învățat cum să predau metoda fără traducere. La început am pus la îndoială. Am spus, păi omul acela vine, nu știe nimic, dar poate știe să numere până la 5, ceea ce noi știm din școală și copilul știe. Și după ce am obținut certificatul internațional de TESOL, adică certificarea internațională ca să predau engleză, după aceea am luat certificarea internațională în predarea engleză online și iarăși multe traininguri și seminare, conferințe internaționale, mi-am dat seama că asta e problema, pentru că noi traducem. Noi încercăm la Kids Academy să creăm o atmosferă, adică să aducem o bucată mică de Britanie, de Statele Unite, la noi în clasă. Deci vorbiți doar engleză. Exact. Copilul vine și părinții. Părinții tot pun la îndoială faptul, metoda fără traducere. Copilul meu n-o să-l stresați dacă vorbeți. Nu, pentru că noi suntem antrenați în primul rând. Eu întotdeauna când vorbesc în engleză, folosesc gestul la început. Absolut tot ce spun, folosesc gesturi, acompaniez cu gesturi, imagini sau video. Copilul vede mesajul vizual. La fiecare lecție, noi repetăm gesturile și fraza. Adică se repetă, nu că lecția se repetă, dar gesturile, sculați-vă, așezați-vă, deschideți cartea. Și este o metodă care funcționează. Da, adică cu timpul el asociază gestul cu fraza, le asociază. Și spre sfârșitul anului școlar, noi eliminăm câte puțin gesturile și rămânem doar cu fraza. Deci asta este secretul. Asta este secretul. Da. Bun. Pe plan profesional am înțeles ce ai de făcut în viitor. O academie pentru maturi, cu același okay. program care l-au copiii, cu bazin, cu vizită în parc, cu concursuri de dans, robotică, să știi că vrem și noi o invitație, asta. Da? Da, da. Dar pe plan personal... Mai ai timp și mai ai viață personală? Am. Da, sigur. Noi avem lecțiile în două ture, deci pentru că ne dăm seama că în Cahul sunt activități pentru copii, sunt multe feluri de sporturi, sunt dansuri, este școală de arte plastice, copiii au și alte activități. Ești atât de pasionată de ceea ce faci că ai sărit. Este subiectul cu viața personală. Da, ne bucurăm că ai cât faci timp și pentru asta, pentru că trebuie să poți fi un exemplu, știi, la toate capitolele. Ludmila, să știi, când îți dorești ceva foarte mult, îți găsești timp. Dacă vrei foarte mult să acorzi timp familiei, nu te împiedică nimic, nici lucru. Adică încerc mai repede să fac, nu știu, niște lucruri la servici
și ca să ajungă o jumătate de oră mai repede acasă. Da, întotdeauna, duminicile le stau acasă. Deși, de ce îți spuneam de activitățile din oraș? Pentru că la noi copiii vin luni, miercuri, vineri sau marți, joi și sâmbătă. Și sâmbătă toți suntem în activitate. Deci unica zi liberă este duminica pentru profesor, când pot să se relaxeze și să recapite puteri noi pentru luni. Pentru că la noi săptămâna are 6 zile. Așa, da. 6 zile împreună cu energia copiilor. Exact. Mariana, îți mulțumim mult de tot. Știu că avem încă mult de discutat la subiect. Îți mulțumim pentru că ai găsit timp pentru noi, pentru că ne-ai vorbit despre ceea ce faci. Apreciem foarte mult tinerii care pleacă, învață de undeva lucruri bune, vin acasă și le pun în aplicare. Apreciem tinerii ăștia și vă rugăm, dacă mai cunoașteți tineri care merită să-i aducem aici în studio, să-i descoperim împreună, vă rugăm să ne lăsați în comentarii numele lor. Da, apropo, Ludmila, am spus dimineața copiilor că am fost invitat la o emisiune, s-au bucurat foarte mult. Și m-au rugat să le spun cahulenilor că ei sunt cu minți și ascultă. Și eu am promis că am să le spun. Să știți că avem niște copii foarte dulci în oraș. Avem niște copii ingenioși, creativi, deștepți și frumoși. Adică, cred că de 2 ori am spus frumoși că chiar sunt dulci. Și ce valorile noastre, într-adevăr, sunt pasiune și profesionalism. Asta ceea ce noi vrem să aducem în cahul. Fără pasiune, noi nu avem ce căuta în domeniul predării. Noi punem foarte multă inimă în ceea ce facem și mulțumim cahulenilor că apreciază munca noastră. Și noi, Mariana, apreciem și îți mulțumim pentru toată energia, efortul și lucrurile frumoase pe care le faci la cahul. O să vezi acasă că ne-au urmărit și copiii tăi, chiar cineva a cerut și a întrebat care e cel mai bun elev al tău. Ați fost toți buni, toți copiii sunt cei mai buni, așa am înțeles exact. La Mariana. Mariana, mulțumim de tot, mulțumim pentru tot ce faci și pentru oraș, pentru copii, așteptăm să faci și pentru noi părinții astfel de lucruri frumoase. Noi, dragilor, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Vă așteptăm vineri la aceeași oră, tot aici. Vom avea o invitată pe care o cunoașteți mulți din voi, dar o să o cunoașteți vineri, de aceea fiți cu ochii pe noi. Până atunci, din partea întregii echipe Ziua de Azi.md, vă dorim o seară liniștită. Pe curând!